De vreme bună, botoșenenii n-au mai fost nevoiți să plătească parcările primăriei, cele dotate cu parcometre. 3 ani s-au tot căutat soluții pentru ca municipalitatea să încaseze însă bani de pe urma acestor parcări. Când părea să se fi întrezărit lumina de la capătul tunelului, surpriză! Nimeni nu s-a gândit însă dacă există dotările necesare pentru ca parcările cu plată să funcționeze din nou. În urmă cu o zi, viceprimarul Cosmin Andrei anunța că, în scurt timp, se va finaliza consultarea publică privind regulamentul. Ba mai mult, are în plan suplimentarea numărului de membri din Consiliul de Administrație de la Eltrans. Intenționez să promovez o hotărâre de Consiliu Local pentru a suplimenta numărul de membri din Consiliul de Administrație de la Societatea Eltrans, ținând cont că activitatea a fost suplimentată cu această întreprindere a ridicării mașinilor. De la 5 membri o să fac o propunere pentru a avea Consiliul de Administrație 7 membri. Planurile din biroul primăriei nu corespund cu cele de la Eltrans, societatea care urmează să administreze activitatea de ridicare mașini și blocare roți. Am expus situația în care noi putem lua acest serviciu, în sensul că bunurile de retur să fie funcționale la momentul în care preluăm această activitate. Mă refer la mașina de ridicat autoturisme, mă refer la parcometrele care nu dau rest, nu se poate plăti cu cardul, nu știu dacă sunt funcționale la momentul acesta. Eltrans nu dispune de resursele financiare necesare pentru amenajarea unui spațiu unde să fie depozitate autoturismele, iar nimeni nu își asumă riscul de a utiliza auto speciala de ridicare a mașinilor, având în vedere că este veche și nu mai funcționează așa cum ar trebui. Drept urmare, cel mai probabil, parcările cu plată vor rămâne în voia sorții.